Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și de la această oră vreau să rămâneți alături de mine. La emisiunea mea Online Story astăzi am două invitate speciale, două invitate celebre, două femei puternice care sper să-și găsească cât mai repede dreptatea. Camelia Voinea și Sabrina Voinea alături de mine astăzi, din păcate nu în studio, dar prin intermediul Skype-ului, vor spune tot ce au pe suflet și ce au rezolvat până în acest moment. Bună ziua și felicitări pentru tot ce s-a întâmplat la Paris, pentru prestația pe care ai avut-o, Sabrina. Bună ziua, mulțumesc frumos! Ați revenit în țară. Supărarea încă persistă pentru că nu este ușor să muncești atât, spuneam puțin mai devreme, și o serie de arbitre să te lase în afara podiumului. Este adevărat. Este adevărat, dar v-am spus, eu nu vreau să-mi vinovățesc pe nimeni, poate pur și simplu a fost o neatenție, poate a fost o greșeală, poate nu s-a văzut colțul unde a pus, deși cât se poate de diplomatic vreau să rezolvăm această problemă, datorită faptului că pentru noi contează acea zecime foarte mult, care a scos-o pe Sabrina de pe podiumul olimpic, la o vârstă atât de fragedă, în care a muncit ani și ani în șir, cu greu, cu sudoare, cu multă muncă, și aș vrea să cred că este o greșeală. Că a fost o greșeală omenească, asta vreți dumneavoastră să spuneți. Da, care poate toți dintre noi mai greșim și sper să fie remediată cumva ca medalia să ajungă la gâtul sportivei care trebuie. Noi, și eu și Sabrina, nu vrem să luăm medalia nimănui. Pur și simplu ne-o dorim pe a noastră. Eu ca antrenor nu îmi pot permite și nici nu am dreptul să contest nota altei gimnaste sau valoarea ei, dar pur și simplu știu integralul care l-a executat Sabrina în ziua competiției și știu că merită medalii. Așa este. Sabrina, cum te-ai simțit în momentul în care ai văzut atâta nedreptate în ceea ce te privește? Acea zecime care nu a fost luată în calcul și care te-a dus în afara podiumului. Nu știu, am fost foarte tristă și foarte supărată pentru că știu cât am muncit și știu cât am tras de mine pentru a face un concurs cât mai bun și eu nu am ieșit din covor, dar acum încerc să am discuții cu mama ca să îmi pot reveni încet, încet, mi-am mai revenit, sunt mai ok, dar m-a durut sufletul știind că nu am greșit cu nimic și știind că mi-a luat acea zecime pe degeaba. A fost o seară foarte grea pentru tine și cred că și pentru mama ta. Spuneați că nu ați dormit deloc și că pur și simplu supărarea va măcina toată noaptea. Acum... Este adevărat. A fost o seară foarte grea pentru noi, dar a fost o seară foarte grea pentru toți românii. Pentru că noi la nivel internațional știm foarte bine că 12 ani nu am mai fost la Jocurile Olimpice și am revenit în forță acum. Poate cuiva sau nu convine acest lucru, dar atât pot să spun. Medalia chiar și-o merită și și-a meritat-o din clipa în care a concurat Sabrina. Am văzut și intervenția oamenilor în sală, atunci am văzut și am auzit despre atitudinea pe care a luat-o Nadia. A fost un lucru care v-a făcut pe dumneavoastră, doamna Camelia, să mergeți mai departe și să luptați cu toate armele? Da, deci nu a fost doar Nadia în sală, care îi mulțumesc și o îmbrățișez cu tot dragul că încearcă să elucideze acest lucru, pentru că ea nu vede decât lucrurile cu adevăr și cu dreptate. Este un om echilibrat și foarte, foarte corect și nu îi se pare normal ce ni s-a întâmplat. Dar a fost și Comitetul Olimpic Român, domnul Covaliu, a fost și ANS-ul, doamna Lipă. Deci toată lumea a fost acolo.
de ce a venit, s-au venit în mod special să vadă finala. Din păcate s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, iar toată lumea a rămas dezamăgită și am început să dăm din coate să ne facem dreptate și dumnealor și noi. Și sper ca finalul să fie cât se poate de just, drept și corect. Doamne ajută ca lucrurile să se îndrepte și să fie așa, să intre pe un făgaș normal. În seara în care ați ajuns în satul olimpic, cât de mult ai plâns tu, Sabrina? Păi, am plâns foarte mult și eu și mama și ne-a părut rău, pentru că chiar îmi doresc foarte mult această medalie, pentru că pentru asta am luptat și pentru asta m-am dus, am ajuns la Olimpiadă, să câștig cel puțin o medalie și știu cât de greu mi-a fost și îmi doresc foarte mult să se rezolve această problemă și să fim fericiți cu toții la final. Așa e, puțină lume știe câte sacrificii sunt în spatele unei astfel de medalii sau a unui sportiv. De cât timp n-ai mai fost acasă, de exemplu? Sau n-ați mai fost acasă? Pentru că dumneavoastră, doamna Camelia, știu că o antrenați și sunteți alături de Sabrina. Natalia, este foarte adevărat, atât vreau să vă spun. Dacă Dumnezeu va fi cu noi și decizia va fi dreaptă și Sabrina va obține această medalie, fie la egalitate cu americanca, fie individuală a Sabrinei, pentru că, încă o dată menționez, nu avem nimic împotrivă să fie la egalitate și noi nu pentru asta luptăm, de a lua altcuiva meritele. Vreau să vă spun, cu sufletul deschis, dedicăm această medalie amândouă tuturor românilor care au fost și sunt și astăzi alături de noi și am plâns împreună. Valul ăsta de iubire din partea românilor v-a mai estompat un pic din durere? Da, foarte mult. Foarte mult. Pentru că am văzut că lumea a văzut, lumea corectă a văzut exact realitatea. Și au avut aceeași reacție ca și noi. Nu ne venea să credem. Ca să nu vă spun că cei care au fost de față, poate să vă confirme și domnul Covaliu și doamna Lipă și Nadia, cum au aclamat cei din sală. Deci cei care erau în sală erau și americani și din toată lumea. Când s-a afișat nota, s-a auzit așa un wow, adică o dezamăgire către toată sala aia plină, că nu mai exista un loc liber. Deci pur și simplu toată lumea aia a fost dezamăgită, iar eu cred că și toată lumea aia din sală care am auzit wow-ul ăla era tot cu noi și au văzut nedreptate. Ca antrenoare v-a fost foarte greu să vedeți această notă. Iar ca mamă, da, cum este adevărat Sufletul? Foarte greu. Nici nu am cuvinte și nici nu mi-am revenit și nici nu știu dacă îmi revin așa din scurt, să zic într-o zi, două sau... Dar eu mă știu un om puternic și voi lupta să fac dreptate până la capăt. Nu mă voi lăsa și o voi face până la capăt. Mă bucur foarte mult că toate forurile sportive din România și toată crema României cu oameni înalți din sport, cu rezultate olimpice, care știu ce înseamnă și la o olimpiadă și la mai multe olimpiade, au văzut același lucru și sunt alături de noi și apărăm interesele acestei medalii care noi ne-o dorim. Apărăm interesele de a-și obține Sabrina dreptatea și adevărul. Sabrina era cu ochii în lacrimi, a văzut-o o întreagă țară, am văzut-o și noi. Ce i-ați spus în acele momente? Ce mai poți să-i spui unui copil, unui sportiv, când iese într-o asemenea situație? Care au fost cuvintele dumneavoastră? Ce să vă spun, că încercam să o sprijin, încercam să o consolez, dar nu mă puteam consola nici pe mine. Pentru că nici mie nu mi-a venit să cred ceea ce am văzut. Am simțit așa deodată că mi s-au tăiat genunchii și pur și simplu mă uitam la tabelă și nu-mi reveneam.
E greu, e foarte greu să vezi situația asta. Sabrina, tu cum ai reușit să te echilibrezi până la urmă? Să-ți revii, pentru că viața îți dă multe lovituri, dar trebuie să te ridici și să mergi mai departe. Da, într-adevăr, viața, nu știu, eu cel puțin merg cu capul sus și sunt mândră de ceea ce am prezentat la această olimpiadă și ceea ce am făcut acolo. Și, nu știu, alături de mama am încercat să ne revenim amândouă și eu sper să ne revenim până la final, să se rezolve problema. O să ne luăm și o mică vacanță, pentru că este normal, și o să vorbim amândouă despre ceea ce vom face pe viitor, dar acum așteptăm răspunsul tatălui. Da, la momentul acesta. Îți trebuia și o mică vacanță. De când n-ai mai luat vacanță? De foarte mult timp. De după mondiale, de anul trecut. N-a avut o zi liberă. Sunt ore de muncă, sunt situații în care, uite, îți vezi prietenii că ies în oraș, că se distrează, tu stai în sala de sport, muncești, mănânci, dormi, faci sacrificii. Nu ești ca orice adolescentă. E dificil să vezi lucrurile astea din exterior și apoi să ți se întâmple ce ți s-a întâmplat la Paris, Sabrina? Nu știu, eu așa m-am obișnuit să copilăresc. Așa am crescut. Mie îmi place mult mai mult să îmi petrec timpul în sala de gimnastică decât să, nu știu, știm că pe mine mă ajută să îmi petrec mai mult timpul în sala de gimnastică. Dar... da, uneori mi-e și greu, dar încerc să-mi revin și mi-a fost foarte greu la olimpiada aceasta după ce mi-am văzut nota atât de mică la sol, din cauza că eu știu că nu am ieșit și toată lumea știe că eu nu am ieșit din covor, dar eu îmi doresc din toată inima să se rezolve și cred că toată lumea își dorește, pentru că o să fim fericiți cu toții. Așa este. Dintre fete, cine te-a încurajat cel mai mult dintre colegele tale? Nici nu mai știe, pentru că vă dați seama că ea în integralul ăla nu auzea decât muzica de la sol și trebuia să se concentreze asupra la tot ceea ce avea de făcut. Iar eu eram foarte, foarte preocupată de evoluția ei, de integralul ei care îl prezintă la finală. Și nici eu n-am văzut, deci la întrebarea aceasta chiar nu vă pot răspunde la concret, pentru că nu știm, adică nu vreau să spun niște lucruri care nu le cunosc foarte bine. Așa e, mă gândeam că poate acolo în satul olimpic, noi nu știm situația sportivilor români, cum stau ei în camere. Poate Sabrina avea o colegă de cameră dintre gimnastele prezente acolo și a venit să o încurajeze mai mult după ce s-a întâmplat decât poate alte persoane din jurul ei de acolo, din lot. La momentul acela, vă spun, nu mai putea încuraja nimeni. Deci Sabrina intrase într-o stare foarte urâtă, în care pe la două noapte am vrut să chem salvarea. Pentru că toate lucrurile astea, la un moment dat, sper să se rezolve și să se aplaneze. Iar la momentul actual, eu chiar nu vreau să vorbesc mai multe și nici nu vreau să gândesc mai departe decât să se rezolve această problemă. Pentru că nimănui nu-i dai înapoi liniștea care a avut-o Sabrina până în acea zi. De Sabrina a fost debusolată, Sabrina poate va gândi această zi toată viața ei care i s-a întâmplat și poate în sufletul ei nu-și va reveni prea curând. Iar toate lucrurile astea de adulți trebuie gândite, pentru că eu în calitate și de antrenor și de mamă, stând lângă ea, frecvent, îi văd atitudinea, îi văd comportamentul, îi văd... cum să spun,
absolut toate trăirile care ea le simte din ziua respectivă. Sabrina de atunci este un copil un pic schimbat. Ea trebuie să-și revină. Noi luptăm acum pentru acea zecime, pentru a urca pe podium. Sper să nu fie nevoie să luptăm și pentru altceva. Pentru că voi ști să fiu și bună, dar voi ști să fiu și dură. Gândiți-vă că este firavă, are o vârstă fragedă de adolescentă de 17 ani și putem pune problema altă. Da. Și vă admir puterea pe care ați avut-o ca în acea seară în care spuneți dumneavoastră că ați fost la un pas să chemați salvarea, ați putut să fiți acolo și să o faceți să-și revină cât de cât. E un lucru extraordinar, dar foarte dureros pentru o mamă. Este foarte adevărat. Știu că a vorbit și cu doamna Alina, psiholog la Comitetul Olimpic Român, care este un psiholog și un om deosebit. A stat cu ea timp de vreo 2 ore și ceva să o consoleze. Deci nu-și revenea, pur și simplu ea nu-și revenea. Ulterior am încercat eu să intervin la ea, după aia vorba doamnei Lipă, Sabrina, de acum încolo trebuie să ne gândim să mai ai și tu grijă de mama, că ai început să crești. Nu era cazul, deci Sabrina o luase gen cu frisoane și cu... Nu-i venea să creadă că ea știa că nu a greșit și nu înțelegea de ce a fost nedreptățită, adică pentru ce să fiu eu cu această notă dacă eu știu că nu am greșit? Da. Ce ați făcut în orele următoare, în ziua următoare în care ați mai rămas în Paris? Am completat documente, mail-uri și tot felul de lucruri pentru a fi aprobată TAS-ului absolut toate demersurile care le-am făcut. Și nu-mi reveneam, am răspuns la câteva telefoane la care am putut. Știu că dumneavoastră n-am putut să vă răspund pentru că eram băgată foarte tare în mail-uri și mă concentram să nu fac vreo greșeală, pentru că nu te joci cu a depune o contestație sau a... Deci pur și simplu am vrut să nu greșesc, că eram și nedormită și nemâncată și cu copilul lângă mine în situația în care eram. Și de atunci am trăit cam aceleași momente, chiar dacă între timp ieri am urcat în avion și cu restul colegilor și cu restul colegilor, și dar în mintea noastră tot acea medalie este în sufletul nostru și nedreptatea care ni s-a creat. Eu nu vreau să mă duc cu gândul mai departe. Eu vreau să fiu un om diplomat, vreau să ni se facă dreptate cu vorba bună și cu... cum să vă spun eu, cu probe corecte. Așa e. La ce avocat ați apelat? Eu am în jur de 100 de probe în telefonul meu. Nu am depus decât câteva. Și sper să nu fie nevoie să le depun pe toate. Sper ca dreptatea să ni se aducă cât se poate de repede și adevărul să fie aici, să se oprească cine a greșit. Suport și ideea că a fost o greșeală și atât. Nu voi mai face niciun fel de... Dar, v-am spus, în momentul în care văd că nedreptatea continuă și ținem pieptul sus și noi cu adevărul, vom răzbi tot cu pieptul sus. Nu vreau să sune nici măcar deloc, nici măcar o secundă, nici amenințare, nici nimic. Pur și simplu, din punct de vedere legal, vrem să ne facem dreptate. Și este foarte bine că ați apelat pe partea aceasta legală. Voiam să vă întreb ce avocat aveți. Vă susține Federația Română de Gimnastică? La momentul acesta nu vreau să vorbesc. Am și avocat personal. Ne susține și Federația. A fost depus și de către Comitetul Olimpic Român, adică și forurile superioare au înaintat aceste documente, dar și eu am avocații mei, la care problema, sper și încă o dată repet, să se termine la modul cât mai curând posibil, la modul diplomatic. Dacă nu, vom înainta cu
cu toate forțele către aflarea adevărului și respectiv noi știind și adevărul, vom fi nevoiți să luptăm în continuare. Așa, sunteți niște luptătoare. Sabrina, vei mai continua să faci gimnastică? A fost în zilele trecute o avalanșă, au fost multe materiale în care se vorbea despre faptul că intenționezi să renunți la gimnastică. Te întreb, nu ea. Nu ea. Nu ea? Nu, eu am spus, și mențin părerea până când voi afla verdictul final al acestui rezultat final al TAS-ului, îmi mențin părerea că eu nu mai intru în sala de gimnastică până când nu-mi voi face dreptate. Și iar Sabrina, țin minte că în acea seară, atât am întrebat, mami, vrei să renunți? Zice, păi eu în momentul în care tu renunți, este clar că eu nu știu să fac gimnastică la nivel foarte înalt decât cu tine lângă mine. Îmi forțez mâna. De fapt, nu au fost astea cuvintele, îmi forțez mâna. În cazul ăsta, mă obligi și pe mine să nu merg mai departe pentru că tu nu mai suporți neadevărul și nu mai vrei să auzi de sala de gimnastică și atunci vă dați seama că m-am scuturat așa în două secunde și am spus de ce. Dar eu nu mai intru în sala de gimnastică până când nu văd un rezultat pozitiv, ci că se face dreptate pentru acest loc 3 sau care va fi pentru acea zecime în plus, să îi se dea ceea ce merită Sabrina. Am înțeles. Totul constă și toate lucrurile conduc la ceea ce se va întâmpla pe viitor. Până atunci, a zis că plecați într-o vacanță. Unde vă duceți să vă liniștiți un pic? Sabrina și-a dorit foarte mult să ajungă în Grecia, pentru că ea a mai fost odată în Grecia cu mine la 2 ani și câteva luni, dar a spus că nu-și mai aduce absolut nimic aminte de atunci și și-a dorit ea foarte mult în Grecia. Am cumpărat biletele și vom pleca câteva zile în Grecia, dar vă dați seama că numai vacanță nu va fi. Oricum mergem să vedem altceva, să nu mai vedem sală de gimnastică, să nu mai vedem nebunia și tot ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Dar până când nu vom vedea realitatea, vă dați seama că nu vom putea sta liniștite, nici ea, nici eu. Așa e, nu vă veți putea limpezi gândurile, însă veți încerca, măcar puțin să stați departe de... Probabil dacă vedem o altă locație, altă lume, mai ieșim un pic din mediul ăla, dar nu este același lucru cum ai pleca într-o vacanță sau într-un concediu, gen liniștită și domnule, mă duc că nu am probleme, nu am nimic pe suflet și mă duc să mă recreez după atâta muncă și atât. Așa este. Dincolo de toată această situație dură prin care treci, Sabrina, până în momentul în care ai fost dezavantajată de arbitri, pe toată această perioadă a competiției, ce a însemnat Jocurile Olimpice de la Paris pentru tine? Până la acel moment, până la acea nedreptate din partea arbitrilor. Păi până în momentul acela, nu știu, m-am simțit foarte bine, mi-a plăcut foarte mult cum am concurat. A mers destul de bine, am tras de mine cât am putut și după finala de la Sol s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat și am rămas dezamăgită. Oamenii au rămas... Oare lucrurile astea emoționale unei domnișoare de 17 ani, cum credeți că le-am putea descrie? Întreb și-o poporul român. Să-i întrebăm pentru pe oameni. Că acolo... Noi ne-am dus să luăm medalii. Noi ne cunoșteam valoarea. Noi am intrat în luptă directă cu toate gimnastele internaționale puternice. Mai mari ca și vârstă ca ea cu 10-11 ani. Foarte galonate. Cu un CV foarte bogat. Oare ea, ca o domnișoară de 17 ani, care încearcă să se formeze un om puternic pentru viață și un sportiv cu rezultate și mai multe față de ceea ce are astăzi. Acele emoții, acele trăiri,
cum le-am putea califica? Pentru că ea este încă minor. Prin prisma unei mame, prin prisma unui antrenor, să ne punem puțin problemă. Să ne punem problema, eu vreau să-i rog pe toți cei care ne urmăresc pe noi astăzi să scrie câte un comentariu și un gând bun pentru Sabrina și pentru mama ei acolo pe adresa noastră de YouTube. Wow News merită din plin toate felicitările noastre pentru tot parcursul de la Paris. Până la urmă, gimnastica românească a revenit acolo unde îi este locul. Știm foarte bine că în ultimii ani noi am stat departe de performanțe, din păcate. Iar fetițele acestea frumoase, foarte frumoase, pentru că româncele chiar arătau într-un fel acolo la Paris, ne-au făcut și să zâmbim, dar și să plângem. Nu-i așa, doamna Camelia? Este foarte adevărat. Noi, fiecare dintre noi, am făcut mari eforturi de a ne prezenta cu brio, cu succes la Paris. În primul rând, nu am făcut-o pentru Camelia, pentru Sabrina, pentru X, pentru Ina. Noi am făcut-o pentru țara noastră, pentru mândria românilor, pentru România, pentru sportul românesc. Ca să ne trezim deodată că vor să ne trateze mici, ori eu nu suport ideea. Deci nu suport ideea. În România există sportivi mari, sportivi care au luptat să ridice nivelul țării noastre prin tot ceea ce au făcut și prin toate medaliile olimpice ale lor și vreau acolo să rămânem, la nivelul acela înalt, la nivelul la care să ne putem lupta profesional oricând și cu oricine, pentru că noi românii știm că suntem foarte buni în tot ceea ce facem. Eu la modul ăsta pozitiv vreau să gândesc despre sportul românesc. Nu să fiu păcălită, nu să fiu mințită, nu să mă ia cineva pe niște drumuri șerpuite să încerce să mă scoată din drum. Nu, eu am o singură direcție. Vreau să obțin medalie, fie campionat european, mondial sau în cazul actual, Jocuri Olimpice, o fac pentru țara mea. Cu demnitate, cu mândrie, cu coloană vertebrală, niciodată în viața mea nu am stat aplecată și nici nu voi sta. Voi merge cu pieptul în față cât timp, atâta timp cât eu știu că sunt bună și mă duc și mă lupt parte în parte cu cei mai buni la nivel internațional. Eu asta nu suport. Nu mă trata ca pe un om mic. Chiar dacă fac parte dintr-o țară mică. Pentru că în țara asta mică sunt sportivi mulți. Campioni olimpici, mondiali, europeni, care au văzut și văd sportul și gimnastica la un nivel înalt. Și nu vreau să ne lăsăm copleșiți de nedreptatea cuiva. Pe mine lucrurile astea mă dor. Eu nu m-am dus acolo să reprezint club privat sau club asociația Sabrina sau Camelia sau... Nu, eu am reprezentat România și când spun România am spus totul, chiar dacă am rămas puțin în această țară, când spun România, pentru mine înseamnă mult și eu am concurat pentru România și m-am dus acolo să-mi reprezint sportiva și respectiv de data aceasta s-a nimerit să fie fiica mea și vreau să o reprezint cu onoare. Niciodată nu mă voi apleca să fiu mai jos ca nimeni, pentru că îmi cunosc valoare. Și aici cred că am spus totul. Cunoscându-mi valoarea, eu nu m-am dus acolo să mă ascund prin vestiare, eu nu m-am dus acolo să mă plimb cu avionul, eu nu m-am dus acolo să văd Parisul și atât. Nu, eu m-am dus acolo să intru în luptă directă cu gimnastele cele mai bune din lume. Și aici am spus totul. Și a spus totul exact... Așa cum a și fost. Eu vă mulțumesc. Pentru asta nu, scuzați-mă că vă întrerup, pentru asta nu pot suporta vreo umilință din partea cuiva. Sunt un om demn,
așa mi-am format și copilul, și atâta timp cât ea știe că nu a greșit și noi cu toții am văzut că nu am greșit, Sabrina este un om ferm, un om corect, care își dorește să lupte pentru gimnastica românească, dar să știu că lucrurile vor fi corecte pentru viitor. Nu să fiu păcălită sau indusă în eroare sau lucruri de gen. Exclus. Este mesajul dumneavoastră unul exact, clar și foarte bun. Eu vă mulțumesc din suflet că astăzi ați fost alături de mine, că v-ați rupt din timpul dumneavoastră. Și noi. Doamne ajută! Salut toată România! Le mulțumesc din tot sufletul nostru și al meu și al Sabrinei, pentru că vorbim des despre lucrul ăsta. Iubim pe toată lumea din România, iar dacă rezultatul va fi pozitiv, vă dedicăm cu tot sufletul, afirm acum și tot timpul, că medalia este a românilor. Ce frumos! Sper ca lucrurile astea să se îndeplinească și vă aștept aici cu medalia, vă aștept aici la mine în studio, atunci când totul se va limpezi și va fi în favoarea dumneavoastră și în favoarea României, a sportului românesc, așa cum spuneați. Vă felicit pentru tot parcursul dumneavoastră acolo, la Paris. Te felicit, Sabrina, pentru tot ce ai făcut pentru România și pentru dumneavoastră ca antrenor. Și sper mulțumesc să se facă și dreptat. Dumneavoastră și tuturor susținătorilor și hai România! Hai România! La lupta în continuare pentru dreptate, adevăr și următoarele medalii, dacă ni se va face dreptate. Hai România, spun și eu, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de mine astăzi. Să aveți o după-amiază plăcută și ne revedem curând. La revedere! Mulțumim! Da, mulțumim.